În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Aș putea spune într-un cuvânt și pe scurt, ca să nu vă obosesc, că predica de astăzi sau Evanghelia, pericopa de astăzi, este o sinteză a rugăciunii Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și cum noi nu iertăm, vedem în Evanghelia de astăzi că celui care i s-a iertat o sumedenie de datorii l-a băgat în temniță pe cel ce avea foarte puțină datorie, iar când a aflat stăpânul, l-a mustrat și s-a luat de el așa la modul serios, adică vom plăti pentru orice gest neuman, pentru că Dumnezeu se supără pe omul viclean. Așa spune psalmistul, pe viclean urăște Domnul. Și înainte de a intra în pericop, am să vă spun ceva simplu și ușor de ținut minte. Era un împărat foarte înțelept, ca cel de azi din pericopă, și la el doi consilieri de multă vreme se mușcau unul pe altul și tot își trimiteau prin interpuși tot felul de scuze împăratului ca să ia atitudine împotriva la unul sau la altul. Împăratul în una din zile a spus așa: dă-mi-l mie acest caz, judecă-l judec eu. Să vină tot divanul domnesc, așezați-vă în scaune și aduceți împricinații. L-a adus pe primul împricinat și a întrebat: tu ce problemă ai? N-am nicio problemă, aș vrea doar să mi se facă dreptate, eu îl iert pe colegul meu, nu mă interesează viața lui, orgoliul lui, ambiția lui, răutățile lui și aș vrea să fie pace, că m-am plictisit de acest conflict care nu se mai închide, așa ține a la lung. Și a zis: bine, duceți-l pe ăsta și chemați-l pe celălalt. Și când l-a chemat pe celălalt, i-a spus împăratul, dar cu subtilitate: vezi că am vorbit cu împricinatul tău și este foarte pornit pe tine. Te rog să te gândești la o sentință pe care dându-i-o lui să pot să-l pedepsesc dublu ca pe tine, tu primind sentința care ți-o voi da ție să fie dublă pentru el. Și ăsta foarte bucuros a zis: împărate, am găsit soluția. Scoate-mi un ochi. De ce? Că celuilalt trebuia să-i scoată pe amândoi. Și atunci, în felul ăsta, aș putea el împlini satisfacția că a putut să facă rău suprem pe care l-aștepta. Și împăratul a spus atunci: pe acesta îl băgați în temniță și îi tăiați capul, iar celălalt împricinat dați-i drumul că e nevinovat. Exact ca în Evanghelia de astăzi. Deci eu îți iert ție toate greșalele și tu nu poți ierta apropiului tău. Problema iertării este prinsă în toată patristica, problema iertării este prinsă în toată demnitatea filocalică, este prinsă în toată lucrarea spirituală, este prinsă în tot cuvântul Evangheliei, mai ales că Hristos a venit și a pus cărbuni pe foc și în calitate de cuvânt al lui Dumnezeu întrupat a venit și ne-a spus așa: eu doresc ca pentru dușmanii voștri să vă rugați și să-i și binecuvântați. Vedeți ce greu? Nu numai să-l ierți, să te și rogi pentru el și să-l și binecuvintezi. Foarte greu, foarte mult, foarte apăsător, foarte aspru de împlinit. Dar cel mai important lucru în tema de astăzi este altul. Noi să n-avem dușmani. Un ortodox adevărat nu poate să urască. Trebuie să-l iubească pe aproapele lui ca pe sine însuși. Și dacă luăm pericopa samarineanului milostiv, întreabă: și cine e aproapele meu? Oricine poate fi aproapele meu. Că-i bun, că-i rău, că-i drept, că-i strâm, că-i păcătos, că-i murdar, că-i ticălos. Eu trebuie să-l iert și să-l trec cu vederea și să nu țin cont de slăbiciunile lui. Slăbiciunile umane sunt lucrări demonice a firii căzute. Virtuțile umane sunt lucrări divine ale făpturii ridicate din păcat. Și atunci înseamnă că se luptă cele două dimensiuni. Trupescul din noi cu neputincioșia și duhovnicescul din noi cu puterea și cu slava. Și dacă luăm un pic Evanghelia, găsim două elemente simple. Nu sunt dispus azi, eu să vă țin mult, să vă plictisesc, dar trebuie să avem o idee generală. Pilda aceasta
au a zis Domnul, s-a asemănat împărăția cerului cu un împărat care a hotărât să facă socoteală cu slugile sale. Asta e judecata, parusie direct, nu mai stăm stânga, dreapta, oi, capre, întuneric, lumină, dreptate, adevăr, veniți binecuvântați Tatăl meu, plecați la mine, cei blestemați că nu vă cunosc pe voi, în focul cel veșnic, și aici îl specifică ce rol are, gătit diavolului și slugilor lui. Deci nu ne numește pe noi slugi ale diavolului, ci slugilor lui. Nu le știu cine sunt, ele se aleg. Și a făcut socoteala unui datornic care avea 10.000 de talanți. Puteți să fie și profesor universitar la atâția talanți, pentru că de-aia te-a examen, te-a diplome, te-a lucruri importante de făcut. Putea să fie și un medic, putea să fie și un judecător, putea să fie și un procuror, putea să fie și un ministru și un președinte, adică se vede că era un om de rang înalt. Și acesta, neavând cu ce să plătească, a poruncit să-i vândă femeia și copiii și tot ce are ca să-și plătească datoria. Femeia și copiii. Vedeți ceva interesant. Puteam să transformăm această femeie și acești copii într-o inimă plină de lucrări duhovnicești sau lucrări ale minții sau lucrări ale vederii duhovnicești sau teologisiri înalte în Duhul Sfânt. Se numește, spunem noi, contemplație naturală, când omul poate pune suișuri și suișuri în inima sa din putere în putere până la vederea lui Dumnezeu. Spune tot în Scriptură că celui ce are și să mai lua și ce are. Dacă i-a luat femeia și copii, înseamnă că i-a luat tot. Dar el, căzând în genunchi, a zis: stăpâne, îngăduie-mi să-ți plătesc ție tot. Adică lasă-mi vreme de pocăință. Știm povestea cu pomul tăiat, cu smochinul blestemat, știm povestea cu pomul care al doilea an a făcut rod și n-a mai fost tăiat și știm că Dumnezeu este îndelung răbdător și mult milostiv, după cum spune și Ioan Botezătorul, numai pomul ce nu aduce roadă să taie și să pune în foc. Spune că lui Dumnezeu i s-a făcut milă, i-a și dat drumul și a iertat toată datoria. Aici aș simplifica și aș spune atât. Câți din noi, ani de zile, nu ne-am spovedit, am dezlegat păcatele, am luat dezlegarea lor, am primit Sfânta Împărtășanie și ne-am întors în păcat. Simplu. E foarte ușor de înțeles pilda. Deci, inima n-a mai vrut să fie ce trebuie, virtuțile n-au mai vrut să fie ce trebuie, dar în final noi ne-am întors de unde am plecat și ne-am dedat la rele, iată ce spune. Însă când ne-a dat drumul, ieșind, el a găsit pe altă slugă care îi datora lui 100 de dinari, el avea 10.000. Și punând mâna pe el, îl zugruma, îl strângea de gât, se vede că l-a agresat. Plătește-mi ce mi-ești dator. El a spus ca și el, zicând: mai îngându-mi și îți voi plăti. Și a spus: nu, acum mergi și plătești tot. L-a aruncat în închisoare până ce îi va plăti toată datoria. Aici este vorba de omul de pe pământ și aici mă refer la două lucruri simple. Unu, iertarea pe patul de moarte, care e o minciună. Adică nu poți să ai toată viața dușman și pe patul de moarte să fii deodată bun. Trebuie să ai iertare pe suflet și în suflet toată viața. Spune câte unul: băi, ce interesant, uite, și-a cerut ăsta iertare pe patul de moarte și a murit. Da, a murit spre o sândă. Deci tu ai purtat toată viața vrajba în tine, mamă, soacră, soră, cumnat, ce-o fi fost, pământ, megeș, vecini, dragi, procese, nenorociri, și totuși pe patul de moarte te-ai gândit: băi, hai să-l iert. Aia nu iertare, e viclenie și târg cu Dumnezeu, da? Trebuie să fim atenți. Alte slugi, pentru că noi avem pe Maica Domnului, pe Ioan Botezătorul și pe toți sfinții din cer, au văzut fapta slugii respective și i-au spus stăpânului toate cele întâmplate. Deci stăpânul în cele din urmă află că sluga lui, plină de păcate și de datorii, chinuiește și siluiește o slugă mai săracă și mai neputincioasă cu infime datorii. Și atunci spune așa: slugă vicleană, așa am început eu predica, că pe viclean urăște Domnul. Toată datoria ți-am iertat-o.
Fiindcă m-ai rugat. Aici vreau să mă opresc. Deci prin rugăciune putem răscumpăra orice păcat, orice greșeală, orice neputință, orice fără de lege, orice lucru rău, orice ticăloșie, orice blestem, orice jurământ, orice întâmplare. Nu există păcat pe pământ care omul să-l facă să nu poate fi dezlegat. După porunca apostolilor, ce veți lega pe pământ va fi legat în cer, ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Punct. În schimb, rugăciunea trebuie să fie de trei feluri. Sinceră. Toată lumea se roagă, dar nu știu dacă ajunge rugăciunea sus. Curată, deci nu din inimă murdară. Și de foc. Să crezi că ceea ce ai cerut vei primi și vei avea. Și unii spun, da, părinte, mai aud și când vin pe la rând. Părinte, uitați, am avut tare probleme, i-ați dat canon și s-a împlinit. Slavă ție, Doamne, nu ți-am făcut eu nimic. Dumnezeu ți-a răsplătit din cer, lui mulțumește. Și acum întreabă stăpânul Dumnezeu, nu se cădea oare să ai și tu milă de celălalt împreună slugă cu tine precum eu am avut de tine? Mie asta nu mi se pare o mustrare, mie asta mi se pare un fel de să bați șaua, să priceapă iapa, vedeți că ajungeți la judecată. Cum o să credeți că o să am eu milă de voi dacă n-aveți voi milă de cei de lângă voi? De ce? Pentru că pe Dumnezeu nu-L poți minți. Se vor scrie gândurile, se vor scrie intențiile, se vor cântări faptele, se vor cântări vorbele, se va măsura orice gest și orice faptă care am făcut-o împotriva cuiva și depinde cu ce scop am făcut-o. Vorba voievodului Mihai Viteazu, când a fost mustrat de un mitropolit ortodox că se închină cu papistașii la încoronarea în Alba Iulia, a spus, stai liniștit, mitropolite, toți fac cruce, și din dreapta în stânga și din stânga în dreapta, contează cu cugetul care o fac, adică dacă ești viclean înăuntru, poți să-ți faci cruce și cu picioarele. Problema este tu să fii om. Evanghelia de astăzi vine și ne spune foarte clar, este poruncă divină dată din cer, nu mi-aparține mie, dacă eu am avut milă cu tine, tu de ce n-ai avut milă de cel împreună slugă cu tine? Adică, într-un fel, știi ce întreabă Dumnezeu? Dacă eu sunt milostiv, voi de ce nu sunteți milostivi? Dacă eu sunt bun de voi, de ce nu sunteți buni? Dacă eu iert, voi de ce nu iertați? Dacă eu trec cu vederea, voi de ce nu treceți vederea? Dacă eu nu țin minte rău, voi de ce țineți minte rău? Asta e Evanghelia de azi. Asta cere. Să scoateți răul din inimile voastre. Așa spune Penticostarul. Să golim ascunzișurile inimii, să scoatem toate patimile drăcești, spune Sfântul Vasile cel Mare, inima este o tihăraie de nepătruns și de necunoscut. Omul bun scoate întotdeauna numai pe cele bune din visterie inimii sale și omul rău le scoate numai pe cele rele din visterie inimii sale. Deci noi suntem datori a scoate din gură, dacă suntem oameni buni, doar vorbe bune. Nu blestem, nu ocară, nu hulă, nu bat jocură, nu răutate, nu orgoliu, nu răzbunare, nu ținerea mintea răului. Ați văzut câteodată poate faci bine cuiva și faci îndelung. Dar când i s-a pus lui pata și nu mai are nevoie, tot ce ai făcut să întoarce împotriva ta, ce crezi că nu știu cu ce scop ai făcut ca să-mi arăți mie tu cine ești? Eu sunt cel ce sunt, așa a spus și Dumnezeu. Altul nu mai este. Dacă tu poți fi mai bun și mai constructiv, fă-o tu să te am model. Dacă nu, nu critica modelul anterior, pentru că deocamdată tu nefăcând nimic, nu poți să critici pe cineva care face ceva. Cum spune unul invidios, a, ți-ai făcut casă, dar nu-i frumoasă. Mă, fă tu una frumoasă, îți văd ce-i frumosul pentru tine. Asta. A, ți-ai luat mașină, dar nu-i frumoasă. Bă, ia-ți tu una, îți văd cum arată ta. A, ți-ai făcut costum, dar nu-i frumos. Bă, fă-ți tu unul să vă am model, să văd cum îl porți tu. Și atunci, faptele vorbesc și vorbele sună gol. Cum a spus? Făcut-o m-am aramă răsunătoare și chimvarul răsunător, pot să știu toate tainele lumii, pot să cunosc toate limbile omenești, pot să izgonesc toți diavolii, să tămăduiesc toate bolile, să tămăduiesc toate neputințele. Dacă nu am dragoste, cum spune? Nimic nu sunt. Scurt. Deci Evanghelia de astăzi este o Evanghelie care scoate în evidență asemănarea cu Dumnezeu. Chipul l-am primit prin zidire.
Dacă nu avem atributele divine cu noi, nu avem ce căuta la judecată, deja ne-a însemnat singur sentința. Nu poți să judeci strâmb și să fii judecat drept, nu poți să fii murdar și să fii judecat curat, nu poți să fii strâmb și să fii judecat drept. Vedeți, teologii moderni, și în special pun accent pe teologia protestantă, nu să o condamn, pentru că este foarte apreciată și foarte bine studiată și la literă, și la punct, și la dogmă, și la esență, dar are o mare slăbiciune. De ce Dumnezeu, dacă iubirea a creat iadul? Eu întreb altceva. De ce dacă aurul nu-l lustruiești, nu strălucește? De ce argintul, cu toate că e argint, dacă îl lași, se negrește? De ce diamantele, dacă nu le șlefuiești, nu sunt frumoase, sunt niște simple pietre? Așa este și cu raiul și cu iadul. Cei ce se călesc în focul ispitelor strălucesc ca aurul întopitoare, iar cei ce se călesc în focul păcatului și a dulceții păcatului, se întunecă și se demonizează ca întunericul, de aceea spune că sunt fii întunericului, pentru că cei ce umblă în lumină știu unde merg și ce fac. De aceea nu mai fiți mirați de ce există iad. V-am spus când am început predica. În focul cel veșnic, gătit diavolului, virgulă, și slugilor lui. Care dintre dumneavoastră v-ați dori de aici să fiți sluga unui diavol? Nimeni. Toți să-și doresc mântuirea sufletului. Să o faceți cu toată încrederea. Asemănați-vă cu Dumnezeu. Dacă vi s-a iertat, iertați. Dacă ați fost miluit, miluiți. Dacă ați fost iubiți, iubiți. Dacă ați fost tratați ca atare, tratați ca atare. Cinstiți ca atare, respectați ca atare. Fiți omenoși ca atare. Nu-i treaba lui Dumnezeu că noi oamenii ne afundăm în mizerii. Nu mizeriile aparțin lui Dumnezeu. Lumea! Mizeria aparține diavolului și a murdărit cu ea lumea. Deci, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să ne deosebim, cum spune Pavel, osebiți-vă, zice Domnul, cei ce sunt în Duhul, în Duhul să-și umblați și cei ce sunt în trup, în trup să-și umblați, adică oameni pământești sau oameni în cădere. Și spune mai departe, finalul e interesant, că mânindu-se, stăpânul a dat pe mâna chinuitorilor până ce își va plăti toată datoria. În romanul catolicist vorbim de purgatoriu, de curățirea temporară pentru un timp în focul veșnic, pentru Bulgakov, Birdaev, Origen sau alții am putea vorbi de o apă catastază, că și dracii ar putea fi mântuiți, dar nu știu care e modul, pentru că ei nu slujesc lui Dumnezeu. Pentru noi vorbim de timpul parastaselor și a pomenirilor și a dezlegărilor, și a rugăciunilor pentru cei adormiți, conform dogmei și capitolului din Faptele Apostolilor și capitolului din Baruch, care ne arată că trebuie să facem jertfă pentru cei adormiți și ne-o spune chiar bogatul din flăcările iadului. Neapărat, Părinte Avram, îi trimite pe cineva la frații mei să știe unde mă chinuiesc să nu vină și ei aici. Interesant, nu? Că un frate, se gândește la ceilalți frați din iad să n-ajungă și ei acolo. Dintre dumneavoastră, câți sunteți care v-ați spus vreodată problema dacă frații dumneavoastră ajung sau nu în iad? Niciunul, fiecare e pe turta lui, cum e proverbul. Frate, frate, brânza-i pe bani. Nici bogatul din iad n-avea grijă a fraților. Durerea chinului veșnic l-a făcut să-și aducă aminte că există un loc mai bun. Ce îi spune Avram? Tu ai luat pe pământ cele bune și acum a mers să le iei pe cele rele. Lazar le-a luat pe cele rele și acum le primește pe cele bune. Și bănuiesc, după mintea mea, fac o glumă de încheiere așa, ca să vă relaxați psihic, să nu stați încordați, că iadul nu vine azi, dar e pe aproape. Probabil că cei care sunt astăzi politicieni și plini de bani vor sta în iad păcătoși și săraci, iar săracii de pe pământ vor fi acolo prim-ministri și parlamentari, să va schimba rolul tribunelor. Dar cum? Unii se vor bucura de lumină în Împărăția Lui Dumnezeu și de fericirea veșnică și de bucuriile și darurile veșnice și unii se vor bucura de sărăcia veșnică și de mizeria veșnică și de întristarea veșnică și de scârba veșnică și de durerea veșnică. Dumnezeu să ferească pe orice dușman al nostru să n-ajungă acolo. După proverbul ăla popular, toată lumea să se mântuiască, dar nici eu în iad să n-ajung. Sau după rugăciunea Părintelui Paisie Olaru,
Doamne, nu-s vrednic de rai, nici ineanță nu mă dai. Adică să avem nădejdea mântuirii și a încrederii că Dumnezeu poate ierta orice dacă ne schimbăm, nu dacă ascultăm, trebuie să și facem. Spune că l-a dat la chinuitori să-și plătească toate datoriile. Când să-ți plătești datoriile, frate? Iadul-i dureros. Cine ajunge iadul-i vai de el. Vă recomand cartea Ușa Pocăinței, mereu o recomand, unii mi-au spus că e o carte sadică. Ce v-am spus eu până acum? Tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă la fiecare dintre voi dacă nu veți ierta greșelile aproapelui din toată inima. Bă, eu am început așa și asta a sfârșit așa. Acum mă duc cu mintea la ceva și mai înalt și aș vrea să o închei în aceeași notă să nu vă plictisiți. Erau tot niște consilieri vicleni care nu știau cum să calce regulile împărătești. Și atunci, știind că copilul împăratului este un stricat, adică nu este crescut cum trebuie, este educat greșit, l-au împins împreună cu fiii lor spre multe rele până l-au deprins la stricăciuni, ca să-l poată corupe, și apoi l-au pus pe împărat în fața unei situații în care să-și poată salva odraslele. Și a zis așa împăratului, ne-am gândit să facem o lege, măria ta, în care orice greșit care calcă cinstea și demnitatea umană a împărăției noastre, să scoată ochii. Și împăratul a zis, fie precum ziceți voi, și a semnat decretul, a intrat legea în vigoare. Toți s-au bucurat și au spus, gata, de acum ne-am salvat copiii, pentru că primul care va greși e fiul împăratului și împăratul va fi nevoit să abroge legea și în felul ăsta și copiii noștri sunt feriți de această primejdie. Planul din târg nu se potrivește cu cel de acasă. Se spune că într-una din zile, consilierii vin și spun, măria ta, suntem într-o mare primejdie. Care e primejdea? Să avem un prinț moștenitor orb, nicio problemă, duceți-l la mine. L-au adus în divan, au întins divanul de judecat, au chemat călău, au chemat gelații care să-l țină și a întrebat, ce a greșit fiul meu? Păi a călcat cu tare și cu tare și cu tare. Da, ați putea, măria ta, să faceți un lucru. Puteți să anulați această lege și salvăm moștenitorul să nu fie orb. Nu, legea nu o faceți voi, legea o fac eu. Dacă voi mi-ați adus această lege în fața mea, eu o respect. Dar mai adaug încă un articol de lege. După aplicarea legii din ziua de astăzi, cine va mai greși, nu îi scot ochii, îi tai capul. Și a spus, să vină călăul la mine. Și a spus, scoate-mi ochiul stâng. Și a scos împăratului ochiul stâng și l-a pus pe tavă, s-a speriat toată suita. Și a spus, scoateți-i băiatului meu ochiul drept. Și l-a pus pe tavă. Și a zis, împărate, cum ai putut să faci o asemenea inepție? Să nenorocești moștenitorul la tron și pe tine însuți. Mie mi-am scos ochiul stâng, că n-am fost atent asupra legii și trebuia să fiu atent. Și mi-am lăsat ochiul drept să-mi aduc aminte tot timpul că trebuie să fiu drept. Iar lui i-am scos ochiul drept ca să avem doi ochi, că așa ați spus, că trebuie scos ochii. Mi-am asumat eu o parte din greșeala fiului meu prin educație. Și lui i-am scos ochiul drept ca să țină toată minte viața, că a călcat dreptatea și să n-o mai calce niciodată. Dar doresc mai mult un împărat orb de un ochi decât orb sufletește de amândoi. Și de aceea prefer să băgați bine la cap, că de astăzi înainte cine greșește, plătește cu moartea. Și s-au cutremurat toți emisarii, toți miniștrii, toți din suita împăratul și a spus, domnule, cu omul ăsta nu-i de glumit. Și împăratul le-a mai spus un singur lucru. Dreptatea, bărbăția, demnitatea și cinstea sunt virtuți dumnezești. Cine nu le are, nu-i nici creștin, și nu-i nici mântuit. Amin și Doamne ajută-mi!